slava lui Dumnezeu stai nascund la lucrurilor. Iar slava împăraților stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvânteze. Subiectul la care am ajuns în Estera, capitolul 8, despre autoritate, este un subiect capital, un subiect foarte important. Când mă meditez la acest subiect, se aplică foarte, foarte bine ce procul Osea spune. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. O să împărtășesc o experiență care am mai împărtășit, dar care unde am învățat cât de important este să fim conștient de autoritatea care am primit. Domnul Iisus laudă acest sutaș pentru că are o credință mare. Și când studiem în amănunte credința lui, de fapt, credința lui era faptul că a înțeles cum funcționează autoritatea. A înțeles cum funcționează autoritatea. În armată, dar nu numai, a înțeles cum funcționează și autoritatea spirituală. În cartea Esterei, când Estera cere la împărat să facă ceva, deja, hai să mergem din nou în Estera 8. Citesc chiar citesc mai întâi Estera 7, versetul 9. Și Arbona, unul din famen, a zis în fața împăratului: iată spânzurătoarea pregătită de Aman pentru Mardoheu, care a vorbit spre binele împăratului, este ridicat în casa lui Aman la o înălțime de 50 de coți. Împăratul a zis: Aman să fie spânzurat pe ea. Deci, prima acțiune a împăratului în această împrejurare, când Estera dezvăluie de fapt care este problema adevărată, prima acțiune a lui împăratul poruncește ca Mardoheu să fie spânzurat. Scuze, Aman să fie spânzurat. Da? Și el o face, este hotărârea lui, este decizia împăratului, este acțiunea împăratului. Da? Și Aman este spânzurat. Mai departe, în capitolul 8, versetul 1, în aceea zi, împăratul Ahasverof a dat împărătesei Ester acasă lui Aman. Din nou, o altă acțiune a împăratului este să ia toate bunurile, ca să zic așa, ale lui Aman și să le da Esterei. Este a doua acțiune a împăratului vis-a-vis de această problemă. Și asta o face cine? Împăratul. Apoi, Biblia zice: și Mardoheu a venit înaintea împăratului, căci Ester a ratase legătura ei de rudenie cu el. Împăratul și-a scos inelul pe care îl luase înapoi de la Aman și l-a dat lui Mardoheu. Asta este a treia acțiune a împăratului în această problemă. Prima acțiune,
Aman să fie spânzurat. A doua acțiune, iau casa lui Aman, posesiunile lui, le dau Esterei. Și apoi să vedem Esterea o să le dea la Mardochiu. Dar a treia acțiune a împăratului este îmi iau inelul și dau acest inel lui Mardochiu. Astea sunt acțiunile împăratului. Fii foarte atent. Pentru că e foarte important ce vreau să împărtășesc astăzi. Dincolo de faptul că ai auzit de multe ori despre autoritatea creștină, despre poziția creștinului, despre identitatea în Hristos și ai încercat un pic și nu au mers lucrurile și au zis nu funcționează. Poate chiar te-ai trezit poruncind spunând anumite lucruri și nu s-au întâmplat. Fii foarte atent. Autoritatea există și funcționează. Am testat. Nu-ți spun povești. Dar dincolo de eșecurile poate în domeniul ăsta în trecut, înțelege un principiu foarte important. Aici, cele trei acțiuni despre care am vorbit aici, nu le cere Esterea neapărat în mod specific. Esterea cere ajutor în această problemă și împăratul cu înțelepciunea lui acționează, face aceste acțiuni, unu, Aman spânzura, două, iau casa lui Aman, o dau, Esterea, trei, ia inelul lui care era la Aman și îl da la Mardochiu. Cu alte cuvinte, îl cinstește și îl ridică, îi dea o poziție și lui în împărăție. Fii foarte atent acum. Din acel moment, împăratul refuză să mai facă el ceva. Asta e foarte important de înțeles. Din moment ce el a dat inelul la Mardochiu, când mai departe, la capitolul 5, ea vine, este așa zice, ea a zis atunci, dacă împăratul găsește cu cale, dacă am capătat trecere și dacă lucru pare potrivit împăratului și dacă eu sunt plăcut înaintea lui, să se scrie ca să se întoarcă scrisurile făcute de Aman. Asta e cerința ei. Și regele refuză să facă asta pentru că era împotriva principiile împărăției. Dar mult mai important este și ce va zice mai departe. Zice așa. Împăratul Ahasverov a zis, în versetul 7, împăratul Ahasverov a zis împărătese Esterea și iudeului Mardochiu, iată am dat Esterei casă lui Aman. Și el a fost spânzurat pe spânzuratoare. Pentru că întinsese mâna împotriva iudeilor. Aici împăratul zice, ok, Esterea, stai. Iată ce am făcut eu. Ți-am dat casă lui Aman. Am ordonat el să fie spânzurat, da? Da. Versetul 8. Scrieți dar în folosul iudeilor cum vă va place. Aici împăratul se retrage, zice, eu am făcut partea mea. Aman a fost spânzurat, am făcut asta. Ți-am dat casa lui. Am dat lui Mardochiu inelul. Și asta se vede la capitolul 8, la versetul 8. Și regele, de fapt, aici zice, am făcut ce ține de mine, am făcut partea mea. Acum e timpul voi să treceți la acțiune. Parafrazez, dar de fapt asta se întâmplă aici. Pentru că zice, mai întâi zice, ce a făcut el? Uite, asta a fost spânzurat, i-am dat casă. Și apoi zice, scrieți, dar în folosul iudeilor, cum vă va placea în numele împăratului și pecetluit cu inelul împăratului. Căci o scrisoare scrisă în numele împăratului și pecetuită cu inel împăratului nu poate fi desfințat. Cu alte cuvinte, ce cer tu să desfințezi ce a făcut Aman, nu se poate. Dar deja v-am dat exact același inel care a avut el. Ce vă împiedică să scrieți cum vreți voi
pentru folosul iudeilor. Și de fapt, acest răspuns împăratului este un nu. Este ceea ce cer este nu. Am făcut partea mea acum, voi să faceți partea voastră. La școala duminicală, când suntem copii, e bine să credem că Dumnezeu face totul pentru noi. Când devenim maturi și creștem, trebuie să lăsăm această mentalitate unde credem că Dumnezeu face totul pentru noi. Trebuie doar să mergem în cartea Geneze, să înțelegem că Dumnezeu a creat toate animalele, dar Dumnezeu s-a abținut să le dea numele. Deci asta e domeniul lui Adam. Adam ți-a dat autoritate peste toate vecitoare de pe pământ, pentru că tu ai autoritate absolută asupra lor. Nu eu le voi da nume, deși pot să o fac, dar cumva încalc în teritoriul autorității tale. Tu, dale un nume. Dumnezeu nu se joacă cu acest principiu. Zic, Dumnezeu nu se joacă cu acest principiu. Și unde vreau să ajung aici? Oh, Seigneur, aide-moi. Sunt situații unde o să continui să te rogi. Nu o să vezi niciun rezultat. Pentru că împăratul refuză să acționeze. Pentru că în acea chestiune a făcut deja tot ce era partea lui. Avantajul Esterei este că a auzit răspunsul împăratului. Dezavantajul nostru, n-am învățat să-L auzim pe Dumnezeu și continuăm și în sistem în anumite rugăciuni unde oricum Dumnezeu nu va interveni pentru că nu este domeniul, nu este teritoriul lui de intervenție. S-a abținut. De ce? Pentru că a fost un transfer de autoritate. Deci, când se face un transfer de autoritate, când împăratul da inelul în acel moment, se abține el să mai facă anumite lucruri. Înțelege acest principiu foarte bine. Înainte apoi să discutăm, pun, dar de ce, de exemplu, când încercăm să exersăm această autoritate, nu funcționează, nu merge, asta sunt explicații foarte clare, poate cu ajutorul lui Dumnezeu vom vorbi despre ele. Dar în această dimineață înțelege acest lucru. Când se face un transfer de autoritate, da, exact cum s-a făcut aici, împăratul automat se abține să mai facă anumite lucruri. De ce? Pentru că a transferat autoritate. Nu că nu mai este împărat. Dar pentru că respectă ordine în împărăție, când a dat inelul, zice, ok, scrieți acum voi. Eu am făcut partea mea. Acum voi trebuie să faceți partea voastră. Hai să-ți dau un alt exemplu. Despre acest principiu în Vechiul Testament și apoi mergem în Noul Testament. Și o să înțelegi de ce multe lucruri nu se întâmplă și încă le așteptam din partea lui Dumnezeu. Și pierdem din lipsa de cunoștință. Pentru că nu am înțeles un lucru, în fine. Hai să mergem mai întâi în cartea Genezei. Bun. În Geneza 41, versetul 37, când Iosif vine, talmăcește visul împăratului, da explicație, da un plan ce este de făcut. La versetul 37, Biblia zice, cuvintele acestea au plăcut lui Faraon și tuturor slujitorii lui. Și Faraon a zis slujitorii săi, am putea noi oare să găsim un om ca aceasta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și Faraon a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Oh, Seigneur! Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Faraon a zis lui Iosif, uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget
și l-a pus în degetul lui Iosif, l-a îmbracat cu haine de in subțire și a pus un lanț de aur pe gât, la suit în carul care venea după lui și striga înaintea lui, în genunchi astfel i-a dat faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Și a mai zis lui Iosif, eu sunt faraon, dar fără tine nimeni nu va ridica mâna nici piciorul în toată țara Egiptului. Oh, Seigneur! Aie, ia! Merci, Seigneur! Înțelegi ce se întâmplă aici? Transfer de autoritate. Și îmi place, nu degeaba se vorbește de inel, nu degeaba se vorbește de haine subtire, ci de vorbesc de un cal special despre unde stă. Ar fi poate interesant și să studiem asta, o să vedem. Că dacă se repete și vedem asta, exact același semne și la Iosif, apoi găsim acolo din nou în Scriptură, la Mardoheu, fiecare au o însemnitate a unor realități spirituale. Dar nu este tema astăzi. Tema astăzi e foarte important de înțeles. Din moment ce un împărat transferă autoritate, automat se abține să mai facă anumite lucruri. Pentru a nu încalca propria lui autoritate. Și de asta chiar aici spune, uite ce zice, eu sunt faraon, dar fără tine, adică eu, se zice, eu sunt faraon, sunt chiar deasupra ta și totuși din cauza autoritatea care ți-am transferat, fără tine, adică fără intervenția ta, multe lucruri nu s-a poate să fie posibile în Egipt. Și hai să-ți arat un lucru șocant. Pentru că dacă spun asta, când spun asta unde plăzează, nu e chiar așa. Hai să-ți arat un lucru foarte șocant. Uite ce se întâmplă mai departe. Asta e tare șocant. Oh, Seigneur. Versetul 54. Și au început să vină cei 7 ani de foamete, așa cum vestise Iosif. În toată țările era foamete, dar în toată țara Egiptului era pâine. Când a flămânzit, în sfârșit, toată casa Egiptului, poporul a strigat la faraon să-i dea pâine. El e faraon, nu-i așa? Și s-au dus să-i ceară pâine lui faraon. Uite acum atitudinea unui împărat adevărat când a transferat autoritate. Biblia zice așa. Faraon a spus tuturor egiptenilor, duceți-vă la Iosif și faceți ce vă va spune el. Vezi ce se întâmplă aici? S-au dus la faraon. Faraon a zis, nu. Asta nu mai este în gestiunea mea. Am pus un om să se ocupe de foamete, de omul ăsta se numește Iosif. Nu mai veniți la mine. I-am dat lui inelul. Mergeți la Iosif. Și ce interesant, nu zice mergeți la Iosif și Iosif o să vă da pâine. Nu. Respectă autoritatea lui Iosif și zice nu. Mergeți la Iosif. Faceți ce vă spune el. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Frate, sunt situații unde te vei merge la Dumnezeu. Dumnezeu te va trimite la un om. Hai să-ți dovedesc asta. N-am înțeles principiul autorității. Și diavol joacă cu noi pentru că n-am înțeles acest principiu. Până nu le înțelegem, o să continueze să se joace cu noi. Pavel,
Pavel se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos. Acum mergem în Noul Testament. Că trebuie să dovedesc că există principii care sunt veșnice, sunt cosmice. Adică nu contează că suntem în, nu știu, sub lege, înainte de lege, nu știu ce dispensație. Există principii care sunt veșnice, care străbat toate dispensațiunile. Sunt principiile împărăției. În faptul apostolilor, Pavel întreabă pe Domnul Iisus la un moment dat. Fapt apostolilor 9 cu 6. Știi că e sâmbătă, deci sâmbătă că nu ți-am dat bonus. Deci azi pot să dau și două bonus, dar nu chiar. Că un bonus doar va fi de ajuns. Cine ești tu, Doamne? A răspuns el, versetul 6. Fapt apostolilor 9. Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Foarte frumos, nu? Deci, Pavel se întâlnește cu Iisus Hristos în mod real, pentru că este viu de când e înviat. Și astăzi oamenii se mai întâlnesc cu el, apropo, în caz că nu știai. Se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos și nu după moarte, timp ce trăiesc, da? Să fiu foarte clar. Deci, se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos și le întreabă pe Domnul Iisus Hristos, rege regelor, împăratul împăraților, le întreabă, zice, ok, am înțeles, ești Domn, tremurând de frică, zice, ce să fac? Spune-mi ce să fac. Și uite răspunsul Domnului Iisus. Intră și ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul. Intră în cetate și se va spune ce trebuie să faci. Domnul Iisus refuză să-i spună el. Zice, nu, nu-ți spun eu. Dar am oameni, am ucenici. Cine îi primește pe ei, m-au primit pe mine. Am ucenici la care l-am transferat autoritate. Vrei să știi ce să fac? Nu-ți spun eu. Du-te în cetate. Acolo ți se va spune. Împărate, dă-ne mâncare. Nu. Asta nu mai este problema mea care dacă sunt împărat. Mergeți la Iosife și faceți ce vă spune el. Oh, știu că asta nu convine la mulți. Că sunt unii care cred că vor ajunge doar în cer, doar ei cu Dumnezeu. Nu? Dumnezeu are un sistem cu cum stăpânește. De-aia Domnul Iisus a spus la ucenici, cine vă primește, mă primește. Cu alte cuvinte, când eu v-am trimis, eu nu mă mai duc acolo. Dacă v-au respins pe voi, eu nu mă mai duc acolo. Nu. E ca și cum au respins pe mine. Dacă v-a primis pe voi, n-am nevoie să merg acolo. E ca și cum m-au primit pe mine. De ce? Pentru că acei ucenici au primit inelul la autorități. Nu te juca cu asta. Pentru că în viața ta vor fi anumite probleme. Vei plânge înaintea lui Dumnezeu și nu se întâmplă nimic. Pentru că Dumnezeu zice, nu. Ceea ce cer tu, domeniul, teritoriul, juridicția, alții sunt stăpâni pe asta. Nu. Am dat în stăpânirea asta la alții. Și uneori să-ți spună, am dat în stăpânirea asta la alții, inclusiv tu, doar că nu știi. Și dacă continui să suferi. Deci nu te juca cu acest principiu. Nu l-abandona doar pentru că ai încercat o dată de două ori, ai văzut că nu a funcționat, zic, sunt povești, nu funcționează. E un principiu foarte puternic. Roagă-te pentru mine. Pentru că ceea ce îți spun acum în tuneric, nu îi place așa ceva. Nu îi place așa ceva. Dacă ți-ai exersat autoritate, mai mult de jumătate de lucrurile pentru care te rogi, nu te-ai mai rugat. Dacă înțelege din ce juridicție fac parte. Oh, Seigneur. Hai să-ți mai citesc un text. În Matei. Știți că la început Domnul s-a dus să predice Evanghelie. El a fost primul.
Bine, Ioan a pregătit calea și el a început să se ducă Domnul Iisus să propovăduiască. Apoi a luat ucenici, l-a transferat autoritatea, da? Vedem asta în Matei, de exemplu, 10, cu puterea de a vindeca, de a scoate dragi, e un transfer de autoritate acolo și le trimite acum și pe ei. Dar, după înviere, în Matei 28:18, Iisus s-a apropiat de ei și a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dat în cer și pe pământ. Dacă înțelegi limbajul spiritual, aici Domnul Iisus prezintă cine este El. La fel cum, de exemplu, Faraon a zis, eu sunt Faraon, adică prezintă cine este El. Și apoi transferă autoritate. Zice așa, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă! Adică, eu vă trimit acum. Eu vă trimit. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezând în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Din acel moment, când se face acest transfer, Domnul Iisus se va ridica la cer, nu mai merge El să propovăduiască Evanghelia. Nu! Nu mai merge El să scoate dragi și să vingete. Nu! De fapt, chiar și înainte de moarte și înviere, Biblia zice și a început să-i trimite doi câte doi în orașele unde El trebuia să se ducă. Dar când îi trimita pe ei doi, nu se mai ducea El. De ce? A făcut transferul. De aceea zice, ok, cine vă primește, mă primește. Cine nu vă primește, nu m-a primit. Nu mai duc eu. Din moment ce v-am transferat vouă, nu mai merg eu. Și înainte de înălțarea lui, a lăsat autoritatea lui totală bisericii aici pe pământ. Deci nu mai merge el, nu mai acționează el. Acționează cei care au primit autoritatea. Sau a trebuit să acționeze. Și când ei s-au dus, de exemplu, Marcu zice, s-au dus și propovăduia și Domnul întara cuvintele prin semne și lucruri extraordinare care se întâmpla. Da, da, ca să se întâmple asta, ei trebuia să se ducă, ei trebuia să spună anumite lucruri și Domnul confirma și sprijina ce spuneau ei. Important și ce zice. Dar în această dimineață aș vrea să înțelegi. Când un împărat da un inel, autoritate, se abstine. Se va abstine el să mai facă anumite lucruri. Nu că nu ar avea putere, dar vrea să respecte propria lui autoritate. Deci, din moment ce a transferat autoritatea lui Iosif, vreți spune, mergeți la Iosif, el o să vă spună ce să faceți. Nici nu zice, mergeți la Iosif, să vă da pâine. Zice, nu, nu, mergeți la Iosif. Ascultați ce o să vă zică să faceți. De aceea chiar și în Geneză, când Dumnezeu transferă autoritate și stăpânire omului, automat se abstine să mai facă anumite lucruri. Mai citesc textul ăsta să fie clar și limpede. Pentru că dacă nu înțelegi asta, multe domenii Satan o să facă ravagi în viața ta. Și tu o să te rogi, o să strigi, dar nu se înțelege că, stai puțin, aici e domeniul meu de juridicție, aici eu trebuie să vorbesc, aici eu trebuie să scriu în folosul meu, în folosul familiei mele. Și să ștampilez cu inelul împăratului care am primit. Binecuvântările și ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi se obține prin credință. La fel cum ai fost mântuit prin credință. Cel neprihănit va trăi prin credință. Și dacă nu credem Scriptura, asta e problema. Ajungem exact la ce zice Osea. Pierzi lipsa de cunoștință pentru că ai respins cunoștință. Nu zice doar, poporul nu pierde lipsa de cunoștință. Dacă continui mai departe, zice acolo, pentru că ai să citesc exact Osea și apoi să închei cu Geneza. Osea 6.
Înțelegi? Nu e șase, trebuie să fie la. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Pas trop chassé. Je titi machin. Popol meu pierre des lips à des kunoshins. Fin ka ai le padat kunoshins. De acest pierre din lipsa de cunoștință e pentru că a existat o lepădare de cunoștință. Adică Dumnezeu a venit într-un mod sau altul. Să fie prin Filip care l-a trimis la famine etiopiană, fie prin meditațiile tale, fie chiar prin vise, fie nu știu ce. Dumnezeu a vrut să te învețe ceva și tu ai lepădat această cunoștință. Nu contează de ce. Fie că nu ți-a convenit, fie că contrazice anumite lucruri care le crezi sau și așa mai departe, dar ai lepădat cunoștință. Zice, pierd din lipsa de cunoștință. Undeva ai lepădat cunoștință. În Geneza, Biblia zice să facem pe omul după chipul, după asemănarea noastră și el să stăpânească, da? Geneza 1, 27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu parte bărbătească și parte femeiască. Dumnezeu a binecuvântat și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mari, peste pasările cerului, peste orice viețuitor care se mișcă pe pământ. Transfer de autoritate. Din acel moment, Biblia zice la versetul 19 din capitolul 2. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate pasărele cerului. Și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care l-a dat omul fiecare viețuitoare, acela era numele. Ți-ai dat seama ce muncă masivă a făcut Adam? Nu era doar 100 de viețuitoare pe pământ. Dar ce este important de înțeles aici? Biblia îți spune, Dumnezeu a făcut viețuitoarele respective, dar Dumnezeu s-a abținut, s-a oprit să le dea nume. De ce? Pentru că acele viețuitoare era în domeniul juridicției pământ, care Dumnezeu a pus un stăpân pe juridicția respectivă. Adam. Îmi place să-mi folosesc imaginație, ca și cum la un moment dat, fiecitoare l-au zis, Doamne, ne-ai creat, dă-ne un nume. Și Dumnezeu zice, nu eu o să vă dau un nume, dar hai să vă duc la cel care o să vă dau un nume, că el este stăpân peste voi. Adam. Adam. Și Dumnezeu s-a abținut. Mai departe, Biblia zice, orice nume care da da Adam, Dumnezeu nu a intervenit să zică, știi, până la urmă, numele asta nu e cel mai bine pentru viețuitatea asta. Uite, pune numele. Nu, nu s-a întâmplat pentru niciunul. Ce zicea Adam, asta era. De ce? Pentru că a primit autoritate absolută. E parcă Dumnezeu zice, Adam, aici nu mă bag. Ești tu. Ce o să alegi, asta o să fie. Dacă înțelegem că pământul e o pregătire pentru veacul viitor, pregătire pentru a domni într-o împărăție veșnică, nu cred că există un antrenament mai bun pentru viitorii împărați să învețe, să exerseze autoritate în teritoriul care le este dat. Nu există o mai bună școală ca asta. Și nu există o mai bună școală în care
chiar împăratul împăraților nu intervine unde au hotărât că domeniul ăsta este al vostru. Un înger vine din cer și se întâlnește cu Corneliu. Corneliu, rugăciunile tale au fost ascultate. Da? Extraordinar. Ce mi-a adus înger? Zice, nu, nu, nu. Au fost ascultate, dar eu nu pot să-ți dau binecuvântarea care Dumnezeu vrea să-ți dau. Dar trimite după un om. Ți-am zis, trebuie să înțelegi, să lucru să te duci la Dumnezeu, să zice, nu eu, du-te la omul cu tare. Trimite după un om care se numește cu tare, stai la, în casă cu tare, trimite-l după el să vină în casa ta și el o să-ți aducă ce are cerul pentru tine. Nu te juca cu principiul autorității. Există lucruri care Dumnezeu nu le face. Nu le face. Nu că nu e puternic. A hotărât să nu le facă că, pentru că a dat, a transferat și a dat inelul în anumite domenii și teritorii. Și acolo se abține să lu. Nu, nu mai este. Pentru că ar încalca propria lui autoritate. Aș vrea să înțelegi asta. E foarte important. De aceea rugăciune, când înțelegi asta, acest principiu, acum înțelegi de ce rugăciune nu este opțiune. Pentru că rugăciune este domeniul de excelență, unde exersăm și învățăm să exersăm autoritate. Da. Asta este un alt subiect. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă ceea ce spun face sens, trimite-mi un mesaj. Aș vrea să știu că ceea ce spun intră, face sens și că nu sunt Ioan Botezatorul. N-am credința lui. Și se spune că Ioan Botezatorul predica în pustie. Nu, 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 știu că nu predic în pustie. Nu, știu că nu predic în pustie. Știu că Dumnezeu lucrează. Că mă opresc aici. Dumnezeu, ça t'est bien écouté.